Bună ziua, iată-ne la emisiunea Sănătatea ta și dacă suntem în prag de sărbătoare și dacă până acum ați dăruit dumneavoastră donatorii, iată că acum medicii din Oradea, mai exact doamna dr. Ligia Burtă și întreaga echipă care o ajută și o sprijină și sponsorii, bineînțeles, s-au gândit la dumneavoastră, s-au gândit să vă mulțumească, s-au gândit la un imn, un imn al donatorilor. Bună ziua, doamna doctor, bine ați revenit la emisiunea Sănătatea ta! Bună ziua, mă bucur să vă revăd. Iată că, într-adevăr, avem un moment de emoționant, aș putea spune, lansarea unui proiect de suflet. Îmi place să-i spun că este un proiect de suflet, fiindcă este un proiect care aduce în față donatorul de sânge. Donatorul de sânge fiind donatorul de viață, persoana care știe să iubească, persoana care știe să dăruiască, persoana care are o speranță de bine, de mai bine, pentru ceea ce urmează după noi. Și iată că am avut o inițiativă mai veche de-a mea, care acum a prins roade. A prins roade deoarece am găsit oameni cu aceeași orientare ca și mine, cu aceleași simțăminte, cu același profil psihologic, aș putea spune, și iată că ne-am găsit și ne-am regăsit, făcând o echipă largă, o echipă cu foarte mulți parteneri. Partenerii încă nu vi dezvălui pe toți, fiindcă atât de largă este lista, probabil că va fi doar pe afișul final de eveniment. Doar că între acești parteneri au reușit să ne sprijine și să ne promoveze acest eveniment pe care dorim să-l derulăm în zi de sărbătoare, în zi de perioadă frumoasă, cea mai frumoasă perioadă, ne place nouă să spunem, a anului. Și iată că în Piața Unirii, în data de 17 decembrie, în intervalul 19... În Piața Unirii, în intervalul 17-19, în data de 17 decembrie, se va derula acest proiect. Proiectul se vrea unic și cu siguranță va fi unic, vă garantăm de acest lucru, nu numai la nivel național, ci mult, mult, mult mai departe decât nivelul național. De aceea am avut și curajul să aplicăm la Carta Recordurilor, care ne-au evaluat, au înțeles ceea ce vrem să derulăm și au spus, da, ok, venim și încercăm să fiți și voi membri în Carta Recordurilor. Asta ce înseamnă? Să înțelegem, doamna doctor, că ați adus Carta Recordurilor la Oradea prin acest eveniment. Încercăm să aducem Carta Recordurilor la Oradea, cu adevărat, și ne-am fost bucuroși că, așa, după o evaluare de foarte scurt timp, au zis, da, ne place ideea dumneavoastră, dorim să fim parte din acest proiect. Doar că, pentru a deveni membri în această Carte Recordurilor, trebuie să fim 4.000 de oameni. Împreună cu autoritățile locale am discutat despre amplasarea celor 4.000 de oameni de bine în Piața Unirii. Și, într-adevăr, am găsit că putem face acest lucru, putem să strângem 400 de inimi care să bată la oaltă și să cânte un imn cu totul și cu totul deosebit, închinat în special vieții. Cum v-ați gândit la acest proiect? Cine a fost cel care v-a stat prima dată alături? Cum v-ați gândit la ideea de a mulțumi donatorului? Cine v-a inspirat, de fapt, pentru acest proiect? Inspirația știți de unde vine, întotdeauna. Din suflet. Din suflet și din multă, multă dragoste. Faptul că noi căutăm să ieșim în față și să spunem, da, existăm, fără noi nu se poate. Și, într-adevăr, fără noi nu se poate. Fără noi, donatorii de sânge, donatorii de viață, încercăm să promovăm modelul de comunitate, un model de altruism, un model de iubire, un model de dăruire. Numai așa putem avea speranță de mai bine pentru generațiile care vin. Sigur că donatorul de sânge îi place să fie anonim. Dar tot în spiritul unicității acestui proiect am spus că trebuie obligatoriu să vin cu niște mini-tablouri de viață care vor fi postate secvențial pe Facebook-ul Centrului de Transfuzie Sanguină din Oradea, în care mulți, peste 1.000 dintre ei, se vor regăsi acolo. Sigur, întotdeauna i-am rugat să accepte să fie parte din acest tablou al vieții. Și toți au acceptat să fie imortalizați în momentul în care, cu adevărat, au făcut acest gest. Veți vedea oameni frumoși, veți vedea niște oameni extraordinari, puși la oaltă, fac o comunitate atât de largă, atât de frumoasă, cum mie îmi place să-i spun, un club de elită a donatorilor de sânge. Cine poate să fie donator, doamna doctor? Este o vârstă la care se poate începe donarea de sânge?
trebuie să îndeplinite anumite condiții ca să fii donator de sânge? Donatorul de sânge, în general, este omul sănătos. Noi avem șansa, când vorbim despre medicina transfuzională, când vorbim despre centrele de transfuzie, că lucrăm cu oamenii sănătoși. E foarte important, este o serie lungă de criterii care pot permite sau pot împotrivă să oprească de la actul donării o persoană care dorește să facă acest gest. Tocmai că am dorit să venim în întâmpinarea acestora și am configurat un site al nostru, care este proviatoradea.ro. Și știți bine că ați fost partener la acest proiect, când în urmă cu câțiva ani am derulat un eveniment extraordinar de frumos, la fel unic a fost în momentul în care am lansat acele inimi spre cer, care de fapt erau niște lampioane. 100 de lampioane, tot așa cu speranță de viață, cu speranță de mai bine. Pe acel site există toate criteriile și, în general, direcționăm pe potențialii donatori de sânge să le citească și să se auto-eligibilizeze. Cei care doresc să se înscrie la acest proiect, cei care doresc să participe, pentru că îmi spuneați foarte frumos că acest proiect, de fapt, este un mesaj de dragoste, de viață, de dăruire, al omului care stă în spate și dăruiește viață. Dumneavoastră vreți să-i arătați pe acești oameni frumos, cum spuneați mai devreme, deși va fi un tablou general. Nu veți putea să identificați individul în parte, veți identifica, să spunem așa, o colectivitate a donatorilor. O comunitate a lor. Dar cum vedeți acest proiect? Cum? Nu vreau să ne spuneți tot proiectul, pentru că este frumos, nouă ni le-a spus, noi suntem cei care știm din spatele scenei, îl vedem cu ochii minții, știm că va fi foarte frumos, dar ce se va întâmpla? Cine se poate înscrie? Cine poate participa? Nu pot să continui interviul până când nu menționez că o colegă de-a mea, foarte dragă mie, directoarea de la Centrul de Transfuzie din Iași, care este o persoană absolut specială, cu niște abilități de a scrie, în special poezii, apropo de unde mi-a venit inspirația, da, mi-a venit din suflet și am zis cine poate să scrie niște versuri și să le înțeleagă atât de frumos decât colega mea care și ea este donatoare de sânge și mai mult decât atât este o artistă, o scriitoare de poezii. Și am rugat-o pe Lavinia Scripcaru, colega mea din Iași, să scrie versurile. Le-a scris. Este absolut superbă poezia. Mi-a plăcut extrem de mult, am rezonat din primul moment cu acele versuri. Unul dintre ele e eroi neștiuți pentru vieți neștiute. Iată, aceștia suntem noi, suntem acei eroi neștiuți. Și am spus, da, într-adevăr, și dorim să fim neștiuți, dar poate că din când în când este momentul să ieșim în față, să spunem, da, trebuie să înțelegeți că donarea de sânge este un lucru atât de frumos, atât de înălțător, o împlinire a personalității, o dezvoltare extraordinară a unei comunități care înțelege ce înseamnă viața. Tot ce se va derula în Piața Unirii va fi în jurul vieții. Asta înseamnă totul. Dacă vorbim despre sânge, exact cum frumos scrie în legea noastră a sângelui, sângele este rezervă națională. Adică noi înșine suntem rezerva națională. Și cum altfel putem să ne dovedim această calitate decât prin faptul că ne implicăm activ în această activitate de donare de sânge. Și pe lângă colega mea, Lavinia Scripcaru, a venit o altă prietenă dragă mie, care este Carmen Vasile de la Facultatea de Muzică, care va fi regizoarea evenimentului. A venit compozitorul Ovidiu Iloc, care a compus melodia adaptată pe versurile Indului. Este extraordinar și pe lângă ei mulți alții, inclusiv asociațiile studenților de la universitate. Atât de lungă este lista partenerilor, încât este păcat să o spun acum, că cu siguranță voi uita dintre cei care au spus da, într-adevăr, acest proiect merită susținut și merită derulat, în special la nivelul Oradiei. Doamna doctor, este remarcabilă activitatea dumneavoastră și faptul că ați reușit să creșteți foarte mult numărul donatorilor în județul nostru. Care este cheia succesului în activitatea noastră?
Cheia succesului este aceeași dragoste și aceeași dăruire. Întotdeauna când discut cu colegii mei, cu prietenii mei, le spun așa trebuie să ne comportăm cu cel din fața noastră în momentul în care un individ se prezintă pentru donarea de sânge, ca și cum eu aș fi cel care peste 2, 3, 4, 5 ore aș beneficia de sângele ăla. Asta înseamnă că facem o selecție extrem de riguroasă. Încercăm să fim extrem de profesioniști în momentul în care cu adevărat explicăm ceea ce înseamnă donarea de sânge. Încercăm să, oricum, în acest moment, și sunt atât de mulțumită pentru acest lucru, majoritatea donatorilor de sânge sunt cu studii medii și studii superioare. Este extraordinar. Este extraordinar să ai interlocutorul de nivelul tău, omul cu care discuți, care cu adevărat spune da, accept acest lucru, să știe ce înseamnă. Și motivația principală să fie dragostea de viață. Care sunt grupele de sânge cele mai solicitate? La noi, regulă, nu există. Sigur, RH-ul negativ este mai greu de găsit, doar că atunci când există o patologie, pe indiferent care tip de grupă, deja eforturile sunt extrem de mari. Am avut niște proceduri terapeutice care ne-au golit, în ghilimele, toată rezerva de plasmă. Se numește o schimbare a plasmei, o procedură destul de complexă în care toată rezerva, de exemplu, pe AB pozitiv, s-a epuizat în două zile. Repet, la noi nu există regulă. La noi există spontaneitatea și momentul în care poți cu adevărat să spui da, ajut. Am cantitatea suficientă, am tipul de component sanguin în care pot să trimit și pot să știu că acel component ajuns în spital își face rolul. Adică susține viața. Este important de știut că atunci când donezi sânge, dacă, de exemplu, avem un caz cu o anumită grupă de sânge, dar vin alți susținător cu alte grupe de sânge. Pe dumneavoastră vă ajută această... Desigur că ne ajută foarte mult. Acești aparținători, acești prieteni, familia care se implică emoțional și sunt parte din donatorii de sânge, trebuie să recunoaștem. Interesul meu este să-i fidelizez ca și specialist în medicina transfuzională. Veniți odată în instituția aceasta să-și dorească să revină. Așa cum și eu o fac de 4 ori pe an, stau în scaun de donare și sunt atât de încântată că pot să derulez acest gest. Sigur, indiferent de tipul de grupă care vine, este binevenit, fiindcă noi, recunosc și trebuie să admit în general, suntem cu stocurile foarte aproape de roșu, indiferent de grupa sanguină. Deci sunt bineveniți, noi ne dăm toată silința, avem o rețea de colaborare extrem de eficientă cu toate centrele de transfuzie din regiune, deci putem să ne ajutăm ori de câte ori este nevoie și credeți-mă că este nevoie. Și legea lui Murphy de obicei se întâmplă în weekenduri, când unul dintre centre solicită toată partea de vest a țării știe să susțină și să trimită componentele de sânge de care este nevoie. De câte ori pe an se poate recolta și care este cantitatea de sânge pe care o recoltați la o donare? În general, cantitatea de sânge este de maxim 450 de mililitri. O femeie sănătoasă poate să doneze odată la 90 de zile. Asta înseamnă că aproximativ de 4 ori pe an. Un bărbat sănătos, odată la 70 de zile, deci maximum de 5 ori pe an. Sigur, vorbim despre donarea clasică. Dacă vorbim despre donarea pe afereză, prin procedura de afereză, acolo deja donările pot fi mai frecvente, până la 10 pe an. Există o anumită teamă a celor care nu știu ce înseamnă donarea. Dacă voi dona, nu voi face mie rău? Nu, acel sânge pe care îl donez nu va afecta mie sănătatea? Este evident că donarea de sânge este foarte bine motivată medical. Cantitatea de sânge, greutatea, acele criterii de care v-am spus, toate converg spre sănătatea individului. Un individ sănătos nu are de ce să se teamă. Sigur că există o tipologie aparte. Cine este fricos nu-i făcut să fie donator, dar cine simte că poate să facă de multe ori. Astăzi, de exemplu, am fost la școala de frontieră, Avramiancu, și am avut 69 de elevi. Parte din ei au simțit inclusiv fluturi în stomac. Am zis, măi copii, ca și la prima întâlnire. Fluturi nu contează. Asta este stresul, eustresul, stresul pozitiv care te mobilizează. Și într-adevăr, toți au derulat fără niciun fel de probleme până la final donarea de sânge pentru prima dată în viața lor. Și este foarte interesant că îi poți citi, că îi citești. Deja pe ăla care vine hotărât și la ăla care se întreabă, oare ce se întâmplă? Și atunci intervenim noi și spunem, ești sănătos, ești echilibrat,
poți să o faci. Și în general, ei spun, da, într-adevăr am vrut, vreau să o fac și fără niciun fel de efort, fără niciun fel de frică. Totul este atât de securizat, atât de elegant să lucrează în acest moment când vorbim despre recoltarea de sânge, fără cel mai mic risc, nici de contaminare, nici de a afecta negativ starea de sănătate a individului, din potrivă, este primenit, este revigorat, este extraordinară senzația și vă doresc să o experimentați măcar o dată, să vedeți că vă veți cere milimele să reveniți la donarea de sânge. Dacă am vorbit despre această parte medicală, să ne întoarcem totuși la proiectul dumneavoastră de suflet, pentru că îmi spuneați de unicitatea acestui tablou pe care vreți să o faceți, de acele momente pe care vreți să le faceți unice și să ne aducă pe noi, pe Oradea, pe Bioret, în Cartea Recordurilor. Mai spuneți-ne câteva momente care le considerați importante în această ediție a proiectului, în aceste două ore prin care veți recunoaște activitatea donatorului. Practic, debutul va fi un marș în jurul orei 17:30 din campusul universității. Majoritar vor fi studenții care vor porni într-un marș, așa am spus noi că este fluxul să anumim acel marș, vor fi personalizate, fiecare persoană va primi ceva anume, cu un anumit mesaj, nu vreau să vă dezvălui acum, un anumit mesaj, se va merge de-a lungul șoselei până în Piața Unirii. În Piața Unirii, în jurul orei 18:30, toată piața va intona acest imn. Sigur, atât doar vreau să vă spun că am niște cuvinte cheie. Este ritmul inimii, practic imnul este, melodia imnului este în ritmul bătăilor inimii sănătoase, bineînțeles. Acest marș pe care vrem să-l derulăm este fluxul sanguin și într-un final acea inimă care va fi configurată în piața universității va fi mesajul vieții. Deci iată, avem fluxul sanguin, avem viața și avem bătăile inimii. Este extraordinar. Deci aveți cele trei puncte esențiale ale vieții, să spunem așa. Doamna doctor, noi vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumim pentru ceea ce faceți pentru noi, pentru cei care suntem în spatele cortinei, pentru cei care primim ceea ce dăruiți dumneavoastră prin activitatea noastră și pentru toți cei care ne urmăresc și sperăm că vor veni în număr mai mare decât 4.000, cum v-ați propus dumneavoastră. Vă rog să ne transmiteți un mesaj și încă o dată să menționăm cum se pot înscrie cei care doresc să participe. Spuneați că primii 500 vor avea o mică surpriză. Da, primii 500 de donatori care vor spune da, vreau să fiu parte din acest proiect, vor dobândi un mic simbol, vor vedea ei. Rugămintea mea care este să țineți aproape de Facebook-ul nostru, Centru de Transfuzie Sanguină Oradea, fiindcă acolo vor fi postate toate condițiile. Vor fi niște formulare de înregistrare online în care fiecare poate să confirme da, voi fi parte din acest proiect. Astfel putem să monitorizăm numărul de persoane care vor fi implicate și vor fi prezente la momentul respectiv în Piața Unirii. Este foarte important, fiindcă vor fi niște locuri în Piața Unirii în care persoanele vor putea să practic să dovedească da, s-au înscris și eu sunt persoana care m-am înscris cu numărul acesta, fiindcă va fi un număr de ordine care va fi primit de către fiecare persoană care spune da, sunt acolo și în maniera aceasta vor putea să obțină ceea ce căutăm noi, să le dăm așa un simbol, o picătură. O picătură cu care să meargă acasă și să spună da, într-adevăr, și eu sunt partea cărții recordurilor. E și asta foarte important. Studenții mi-au spus, doamnă doctor, dacă vom fi și noi, avem șansa să fim parte și mai ales într-un proiect atât de frumos, de ce să nu fim? Vreau să dau tuturor concetățenilor șansa să fim parte din această inimă care este extraordinară și pe care putem împreună să o configurăm. Mulțumim foarte mult, doamnei doctor, mulțumim dumneavoastră celor care nu uitați să dăruiți și nu uitați, în 17 decembrie, la ora 17, Oradeni, Bihoreni, cei care vă aflați din întâmplare, în vizită sau care poate doriți să veniți din altă parte a țării să fiți parte a acestui minunat proiect, vă așteptăm cu mare drag în Piața Unirii începând cu ora 17. Până atunci, nu uita, ai grijă de sănătatea ta. Este tot ce contează. La revedere!